Și nu ne lăsa pe noi cei care ne dăjduim întru tine. Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților tăi și la tot poporul tău, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorând de la tine. Părintele Luminilor și ție slavă și mulțumire și închinăciune ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește Dumnezeule poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări înalță fruntea drămăritorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru rugăciunile preacuratei săvârșenoase născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria. Cu puterea cinstite și de viață făgătoarei cruci, ocrotirile cinstitelor cereșilor netrupești puteri, cu rugăciunile Sfântului Slăvitului Proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan, cu rugăciunile Sfinților Măriților, întru totaților apostolii, trimis de Dumnezeu să anunțe vestea cea bună a venirii lui Mesia Hristosul și să pregătească venirea Mântuitorului, Ioan își împlinește misiunea botezând pe Iisus în apele Iordanului. De acum strălucirea lui urma să scadă, iar a Mântuitorului să crească. Totuși, chiar după venirea Harului și moartea lui ca martir, Ioan Botezătorul continuă să rămână pentru creștini în sens duhovnicesc înainte mergătorul Domnului. Model de înfrânare, de pocăință, de curățire de patim prin asceză și rugăciune, Ioan nu va înceta niciodată să fie cel care gătește calea ce duce la Hristos. Această mare sărbătoare este cinstită în satul Galeșu din comuna Brăduleț, printr-o slujbă la care participă o mulțime de creștini, dar și cei care de ani buni au păstrat tradiția de a iordăni sărbătoriții acestei zile. Life.
Deși tradițiile din moși strămoși nu mai sunt ținute în mai multe zone din țară, la Gale și iordănitorii au păstrat acest obicei și an de an vin la biserică îmbrăcați în straie populare românești specifice zonelor pentru a cânta împreună cu preoții. După terminarea slujbei, aceștia așteaptă toți sărbătoriții la ușa bisericii pentru a-i iordăni și a le ura la mulți ani așa cum numai ei știu să o facă. Ca în fiecare an, de buna organizare a acestui eveniment s-a ocupat primarul comunei Brăduleț, Alecu Evlampie. Hey!